Numai puțin de 72 de agenți economici din județul Hunedoara au participat vineri la Bursa Locurilor de Muncă, dedicată tinerilor absolvenți, tinerilor cu dizabilități și a celor cu risc de marginalizare socială, oferind 624 de joburi. Evenimentul a fost unul de succes, iar prin munca depusă de către reprezentanții Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă, peste 1100 de persoane au participat la bursă, 103 reușind să fie angajați pe loc, inclusiv persoane cu dizabilități. Bursa Locurilor de Muncă, dedicată tinerilor absolvenți, tinerilor cu dizabilități și a celor cu risc de marginalizare socială, a avut loc la finalul săptămânii trecute. Peste 1100 de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă au fost prezente la bursă, având posibilitatea de a alege din cele peste 620 de joburi puse la bătaie de către angajatori. Din fericire, mai bine de 100 de persoane au reușit să fie angajate pe loc, dintre care și persoane cu dizabilități. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă a contactat 120 de agenți economici, 72 de agenți economici ne-au răspuns prezent cu o ofertă de 624 de locuri de muncă. Au fost prezenți 1114 persoane, au fost selectați 389 de tineri, 103 tineri au fost angajați pe loc, dintre care 3 cu handicap, doamna ministru. Înseamnă că ne-am atins targetul și ceea ce ne-am propus de a aduce la masă atât angajatorii care angajează tineri cu handicap, cât și tinerii din centrele de la DGASPC. Astăzi zic eu că a fost o reușită. Mulțumesc mult! Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara va monitoriza, după un interval de 30 de zile, câte dintre persoanele selectate au fost încadrate în muncă.